Așa. Aici am făcut un sos din care cu ardei copți, ulei de dovleac, am pus dinainte așa, am mai pus și niște, mai am niște secrete, pentru că nu spun chiar tot, pentru că sosul ăsta vreau chiar să-l, să-l brevetez. Da, pe bune. Am inventat un sos absolut nemaipomenit, o să mai pun doi ardei în el. Știi, deci, cu sosul potrivit poți să mănânci orice și cutii de chibrit. Nu are, și, de exact, da, nu are... Paie, da. Nu are roșii deloc, deci numai de la ardei. În schimb, am eu niște mici chestii, dar asta este. Secretele, știi că până au aflat ea secretul sticlei de Murano, a trecut ceva. Ai grijă să nu fie vreo cameră ascunsă instalată aici, în bucătărie. Deci am făcut un sos pentru sandwich-uri și mai vreau să fac, Andrei, din avocado ăsta, cu o lingură, fac și aici o cremă, că vreau să fac un sandwich colorat, așa. Avocado a intrat târziu în bucătăria românească, pentru că, îți dai seama, pe vremea comunismului, dracu știa de... Aveam numai avocați de aia cu, la bară. Deci se face o pastă de... La furculiță, rapid. Mai întoarce tu alea puțin. La furculiță, dăm puțină sare. Îi punem... Eu pun tot de data asta... Ulei de dovleac. Semințe de dovleac, da. Din semințe de dovleac, stoarse la rece, știi că asta e toată chestia. Are un parfum anume. Și ca să aibă și o dulceață și o mică, pun puțină portocală. La mine, să știi, baza la bucătărie, ardeiul, pun la toate mâncărurile și în loc de lămâie folosesc portocală, că e mai blândă și nu omoară. Mestec acolo, te rog. Ia. Mai dă și cu aia, mai vârlele în sus, așa. Deci, fac un soi de pastă de cu care strag... Guacamole, nu? Hai să vezi, așa. Bun, mai pun o tigăiță la... Așa, îți fac niște sandvișuri. Super mișto. Pentru că m-am gândit, ți-a spus că toată generația așa... tânără papă sandvișuri, ia să facem noi și o chestie. Îți fac un sandwich de ăsta fără carne, deși sigur cu o bucată de șuncă de aia. Are și super, dar nu ne... Știi când mi s-a deschis mie pofta de sandvișuri, când am citit, am făcut pasiunea mea pentru Murakami. Așa? Și el acolo, acest scriitor a avut un jazz bar al lui, deci un bar cu muzică de jazz și chiar face numeroase trimiteri muzicale și... Dă de-a dreptul numeroase rețete de sandvișuri și sunt atât de bune că îți vine să lași cartea deoparte și te apuci să le înțelegi. Dar, mă rog, sandvișuri cu omlete, cu salate, cu chestii, cu pești, din ăștia afumați, japonezi, fantastice. Și acum soției mele îi plac foarte mult sandvișurile și îmi încerc și eu așa. Uite-te, să-i faci o surpriză, numai să nu se uite la televizor, știi? Și le zici că le-ai inventat tu. Nu că îți dau niște sandvișuri. Ea nu le-ai mâncat niciodată. Avem aici două pâinici făcute aici la noi. Facem, de fapt, nu sandwich, facem o tartină, știi? Fiindcă eu nu suport să bagi atâta. Facem mai puțină pâine, chiar și miezul scot. Și mai mult conținut, da. Da, de și acord. Mai mult, da. Ce fac? Pun o bază de asta de avocado. Care are, deci, sare, puțină portocală și ulei de dovleac. De dovleac, da. Acum, ce facem noi? Punem puțină sare peste aceste chestii. Deci am prăjit cu puțin ciuperci, vânătă și dovlecel. Vânătă și dovlecel. Așa, punem, dacă le tai așa frumos... Îi dăm și o chestie estetică, nu? Că de-aia suntem artiști. Ținem cont de lucrurile. Facem un sandwich cu dovlecei, da? Și unul cu vânătă prăjită. Și ciuperca de rigoare.
Așa, 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 fetițelor. Bun. Deci aici am pus niște cremă de avocado, da? Puțin ulei și puțină sare, ulei de... Și ce facem? Facem niște floricele pe câmpii cu vinete. Așa. A, deci ăsta se și apreciază vizual înainte de... Păi ne jucăm o țâră, punem o ciupercă în mijloc, în mijloc. Și un pom de piper roșu. Aș putea. Nu punem piper roșu, punem din, din sosul ăsta, știi? Da, e mai... Păi nu se-i dea e mai gustos, gust. Da. E mai gustos, recunosc, așa. Recunosc. În ciupercă. Da. Acum înțeleg și eu. Așa, facem o floricică. Putem să-i mai adăugăm și două firișoare de... de ardei. Feng Shui. Deci ăsta ar fi unul cu vânătă, avocado, ciuperci. Vânătă și ciupercuță. Așa. Mai tragem unul, îi punem sos de ăsta. Aha. Ia să dăm altă, alt dichis. Nu e prea mult sos din ăsta, că înțeleg că e prețios. Așa e prețios, dar acum merge. Dar tu ai verificat camerele de pe aici? Au fost închise toate, obturate când ai adăugat. Da. Nu că așa un secret, să știi că se fură. Așa, punem dovlecelul acum. Facem cu dovlecel. Să mă bată, domnule, dacă a avut cineva chestia asta în lume, mă las de bucătărie, știi? Trântim și aici ciupercuța, nu? Și aici punem... invers, verde, verde. Invers, ca să ne jucăm cu culorile. Așa. Sandwich în oglindă. Da. Și ce pun? Fiate niște... Și ceapă verde? Nu ceapă verde, aș pune niște capere sau și niște semințe. A, de dovleac să acompanieze dovlecelul, de dovleac, așa, ca o amintire. Așa. Să se regăsească, știi? Păi cum se fac iepuri umpliți cu morcovi. Da. Așa. Și aș mai adăuga puțină numai așa peste ăștia, să-i dea o mică, câte o picătură de portocală peste dovlecei, știi? Așa. Asta se pune și peste vinetele astea, pentru că prăjite fiind, le trebuie o țâră de... Bun. De viață. Dacă stăm să socotim, am scăpat cu viață din această încercare. Încercare vegetariană. Da? Da, da. Să știi, deci... asta este, după părerea mea, adevărata încercare pentru orice restaurant. Îți vine un client din ăsta care zice, domnule, nu mănâncă asta, nu mănâncă aia la altă. Arată-mi tu într-o emisiune de bucătărie internațională dacă a făcut cineva chestia asta. N-am făcut nimeni. Fiindcă sosul ăsta, spun, e original. Asta e, sunt pentru tine,